Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto, astăzi 18 octombrie 2024. Ei bine, Bitcoinul revine peste 68.000 de dolari, însă aici este în zona de trend, zona de rezistență. Întrebarea e, ne ducem către 70 sau ne împotmolim aici? Pentru că e posibil să stăm aici. În weekend, în general, este perioada în care se pot întâmpla lucruri multe. Da? Dacă rămânem aici, din punctul meu de vedere, nu e suficientă această creștere și ne putem întoarce în zone pe care n-am vrea să le vedem. Teoretic, trebuie să testăm zone superioare. Hai să vedem care sunt știrile, ce mai e pe CoinMarketCap și așa mai departe. Pe CoinMarketCap lucrurile arată în felul următor. Le-au modificat un pic, da? Aici avem indicatorul de teamă și lăcomie. CMC, Crypto Fear and Greed Index, da? Care zice așa, suntem în zona de neutru încă, în clipa în care trecem de 60, suntem în zona de lăcomie. Da? Noi nu am fost decât în partea asta, până în 60, până în 30 și ceva în ultimile luni. Da? Încă n-a început marea bubuială. O să vă arăt, pentru că mă întreabă foarte multă lume. Mai avem, când începem, unde suntem acum, e bubuială, nu e bubuială și așa mai departe. Volumul este într-o oarecare creștere. Market cap-ul este într-o creștere ușoară. Da? Marii câștigători sunt MOG, Doge, BIM, ENA și Flocky și MEU. Deci tot ce înseamnă meme coin-uri, astea sunt acum aici pe radar. Da? Deci n-a început chestia serioasă, proiectele astea cu infrastructură, cu nu știu ce, încă nu bubuie, nu fac spectacol. A fost suiu, puțin seiu. Da? La capitolul scăderi, DAO Maker are o cădere de 4,5, Neiro, Aptos-ul, dar nimic spectaculos. Da? Bun, hai să vedem ce știrea. Mi-a atras acest articol atenția. Un expert rus prezice că Bitcoin va atinge 75.000 de dolari înainte de sfârșitul lui octombrie. E o predicție, din punctul meu de vedere, ușor realizabilă, da? Dacă nu se întâmplă nimic rău în piață. Graficele ne arată că de aici până acolo mai sunt probabil 10%. Creșterea Bitcoin nu este una fabuloasă, gen față de trendul lui normal pe daily, ciclicitatea lui la 20, 30, 40 de zile, da? Practic, de unde am plecat noi, de la 58.000 și un pic până acolo, cam așa crește în medie Bitcoin pe fiecare val. O să vă arăt și pe grafice. Probabilitatea, da, dacă nimic rău nu se întâmplă, e de vreo 75%, ca să folosesc și eu 75-ul lui, dar, repet, în piața asta nimic nu este garantat. Trebuie să se întâmple niște lucruri, o să vedeți pe grafic. Atenție, contul de Twitter X, platforma celor de la Agent Layer, a fost hăcuit. Da? Iar cei care sunteți activi, sunteți în risc atunci când se întâmplă ceva de genul ăsta. În general, hackerii pun chestii cu promoții, cu campanii, dă-ne un Ethereum că faci 10, îți dăm asta dacă ne dai tu prima dată asta. Chestii clasice. În clipa în care tu vezi o promoție de asta pe contul unui gigant, zici, mamă, ce tare, bam, hai să facem. Eu vă zic așa, în clipa în care vedeți oportunități de astea prea bune pentru a fi ignorat, începeți să vă documentați, să întrebați stânga, dreapta, vedeți. Pentru că nu durează mult până apar știri dacă un cont a fost hăcuit sau nu. Dar șansele să vă întâlniți în viața asta cu lucruri care vă pot face bogați peste noapte sunt extrem de mici. De aceea e bine să fii precaut. Bun, avem breakout peste linia de trend, da? Aici am dat graficul pe 4 ore ca să-l vedeți, da? Ăsta este trendul mare. Pe 4 ore așa, îl vedem, o să vi-l arăt. Am urcat, am coborât, am confirmat linia de trend suport și acum vreau să spargă rezistența de la 68.300. Dacă face breakout aici, din punctul meu de vedere, validează acest bull flag cu un target de 5%, da? Asta înseamnă că Bitcoinul o să se ducă undeva pe aici, la 70.000 de dolari.
Da? Cam ăsta este potențialul breakout pe care vrea să-l facă. Pe 4 ore, bullish-bullish. Da? BTR RSI-ul sus, stochastic e în urcare, MACD-ul urmează să se schimbe. Pe o oră e în urcare. Da? Vedem volum. S-a întors de jos, BTR RSI dă în sus. Da? Deci suntem în linia de rezistență actuală. Da? Aici a stat. A stat, da? Deci e posibil să vedem un breakout în noaptea asta, unde poate să ducă, v-am spus, la 70.000 de dolari, iar acolo vedem. Da? Poate face un breakout agresiv, poate să se ducă destul de sus. Urmărim pas cu pas, asta e ideea, gen, să nu te grăbești să tragi concluzii pripite, mai bine o iei pas cu pas și vezi ce se întâmplă. Pentru că foarte curând mulți dintre voi veți face cash out, marketoshi.ro vă așteaptă, este o platformă serioasă, v-am arătat dimineața niște listări senzaționale, uitați și acest superb BMW 840D, o mașină cu kilometri sub 100.000, putere 300 de cai, la un preț foarte interesant, zic eu, pentru o mașină de genul ăsta. Foarte interesantă. Încă o dată vreau să vă mai arăt aceste minunății listate în Dubai. Uitați așa, vilă. Uitați aici, această vilă pe Palm Jumeirah, v-am arătat-o și dimineață, arată vis din punctul meu de vedere, locația. Na, aici e jackpot, da? Sunt, repet, oameni care au bani de așa ceva în România, bani mult mai mult decât atât. Mai avem și aceste penthouse-uri, da? În continuare avem și la One Verdi în România, la 5 milioane jumate penthouse de 570 de metri. Avem acest harbor la 3.800.000 și acest adres opera, da? Cu o vedere fabuloasă. Adică aici, ce să zic, să-ți faci și office și casă, iau-te. Când îți vin unii să discuți business cu vederea asta, ăsta e celălalt adres aici, da? E lângă mall Dubai, cobor jos, ești la mall, da? Și ești la Burj, da? Deci practic Burjul e peste drum de tine. Lucrurile astea le puteți cumpăra cu ajutorul nostru. Ideea este să discutăm în prealabil. Pe final vă reamintesc de cei de la Red.pay, o aplicație cu care poți cheltui direct cripto, USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum. Bine, nu recomand treaba asta, sunt acceptați aproape peste tot în lume, da? Deci poți să plătești la Telegram, la Starbucks, la Uber, la PayPal, la AliExpress, la McDonald's, să-ți iei hotel, avion, să faci de toate, da? E ce trebuie, cu niște comisioane super decente. E o platformă cu KYC, practic nu este ceva anonim. Nu recomand să trimiteți sume mari, gen sute de mii sau whatever, deși iau un plafon zilnic de cheltuială de 100.000 de dolari, ceea ce înseamnă că ați văzut mașina aia de pe Marketoshi și poți să vii cu cardul zdrang și ai luat-o. Pentru că merge, se poate. Las în descriere linkul meu de afiliat dacă vrei să-ți faci cont pe această platformă.